mulțumim Domnului care ne-a ajutat și păstrat cu viață până în această seară. Slăvit să fie în veci. Haideți să ne cercetăm din nou înaintea Cuvântului Sfânt într-o nouă serie de studii biblice intitulate Alternative. În această seară să vedem pentru ce optăm, pentru original sau pentru tradițional. În jurul nostru este o societate religioasă, seculară, foarte complexă, foarte diferită. Aceasta pentru că de când Dumnezeu a creat pe om au trecut 6.000 de ani. Și de atunci omenirea a fost într-o metamorfoză permanentă. Oamenii au păstrat anumite valori, dar pe cele mai multe le-au pierdut. Adesea Dumnezeu a inițiat prin aleșii săi reforme, prin care lucrurile au revenit în parte mai mică sau mai mare la original. Și noi, la rândul nostru, avem posibilitatea, opțiunea, să spunem, de a ne întoarce la ceea ce Dumnezeu a stabilit sau a rămâne pe anumite forme care s-au așezat între timp. Asta nu este o problemă deloc ușoară. Știți că Domnul Iisus Hristos a fost în conflict cu cei din vremea sa și în final răstignit pentru că le strica tradițiile. Deși Domnul a venit ca un original perfect, dar conflictul arunsese foarte acut. În Evanghelia după Marcu, capitolul 7, este descrisă dimensiunea și disensiunea acelor stări. Citim de la versetul 1. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzând cu mâinile necurate, adică nespalate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharilor, a olcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și farisei și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu ține ucenicii tăi datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile spălate? Iisus le-a răspuns, fă țarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Și acum ascultați, voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Deci, tradiționalul avea mult mai mare putere decât originalul. Versetul 9, el, Domnul, le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Versetul 13, și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Haideți să ne cercetăm și noi, poate că facem și noi ceva lucruri de felul acesta. Prin care nu doar că ne diferențiem de original, dar intrăm într-un conflict și ne facem vinovați înaintea Domnului. Ca să vedeți cât de mult țin oamenii la tradiție, vă citesc și din Cartea Faptele Apostolilor, atunci când a ajuns prima dată Evanghelia în Europa, în Filipi, diavolul dându-și seama că trebuie să plece dinaintea apostolilor, a stârnit noroadele tocmai la acest capitol al tradiției. Scrie aici, de la versetul 20, stăpânii roabei i-au dat pe Pavel și pe Sila pe mâna fruntașilor, dregătorilor și-au zis, oamenii aceștia ne tulbără cetatea, sunt niște iudei, care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Cu alte cuvinte, ne strică obiceiurile. Și cu asta au făcut front comun ca să se împotrivească apostolilor. Istoria biblică este o pedagogie teoretică și practică prin care se poate face foarte clar diferența între original și tradițional. De aceea să ne uităm în această seară în Biblie să vedem ce spune Dumnezeu despre a păstra originalul sau a adopta și apoi a păstra altceva, ceea ce poate să devină
tradițional. Haideți să le luăm pe rând. Ce înseamnă original? Originalul este forma în care Creatorul, Dumnezeu, Stăpânul Universului, a așezat toate lucrurile. Felul în care El a dat legile, principiile Lui Sfinte, asta înseamnă în primul rând legalitate. Pentru că El este marele legiuitor. În Matei capitolul 19, când a fost vorba de probleme de căsătorie, Domnul a făcut trimitere la creație, la început. Citim de la versetul 3. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevastă pentru orice pricină? Drept răspuns, le-a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și mă observați și finalul versetului 8. Dar de la început n-a fost așa. Asta înseamnă original. Cum a fost la început? Cum a fost la început? Cum le-a așezat Dumnezeu? În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este scris de început, cu referire la Tatăl și la Fiul, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Noi nu știm cum a fost la acel început, dar la acel început a fost și cuvântul și cuvântul avem, în măsura în care este descoperit. Versetul 2, El era la început cu Dumnezeu. Deci ceea ce este de la început are autoritate dumnezeiască. Asta e foarte important. Același Ioan scria în epistolele sale, întoarceți-vă rog, 1 Ioan, capitolul 1, citim din această epistolă mai multe versete, 1 Ioan 1 cu 1 și 2. Îi plăcea lui Ioan această expresie. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o, și mărturisind despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Tot aici citim capitolul 2, versetul 7. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Tot de aici versetul 13 și 14. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. De astfel, întreaga această epistolă este structurată pe ideea de a rămâne în ceea ce a fost de la început. Citim și în 3:11 aceeași expresie, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta și face referire la porunca iubirii. Întoarcem pagina și în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 6. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui, aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Originalul se poate verifica prin surse istorice, între care Biblia este cea mai sigură. Nici o altă carte nu este mai bine atestată decât Biblia. Cele mai multe manuscrise, chiar dacă fragmentare în parte, dovedesc de-a lungul sutelor de ani că ceea ce avem noi în Scripturi este ceea ce a fost scris cu mii de ani în urmă. Și asta pentru noi este foarte important, ca să nu bâșbâim. Pentru că fiecare teorie vine cu cărți, cu promotori. Și noi nu ne vom pierde în noianul de idei și de stări prezente, pentru că putem să apelăm la Sfintele Scripturi. Ceea ce înseamnă autenticitate. Și asta este foarte important, pentru că Biblia o avem fiecare dintre noi, este scrisă pe înțelesul nostru, e pentru noi,
De aceea, să mai citim câteva versete care fac referire la aceasta, Isaia, capitolul 8. Știți că încă din Vechiul Testament oamenii se îndepărtau. De ce se îndepărtau? Pierdeau cartea. Vom aminti noi imediat despre Iosia. Nici nu mai știau cum a fost. De unde să știe dacă n-aveau carte? Har Domnului că noi avem carte. Isaia 8 cu 19 și 20. Și dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morți și pe cei ce spun viitorul, care șoptește și bolborosește, răspundeți, nu va întreba un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Adică degeaba întrebăm generațiile anterioare care s-au dus. Întrebăm pe cel ce a fost de la început, că el e viu. La lege și la mărturie, adică la ceea ce a fost scris, revelat. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorurile peste poporul acesta. Trec în Matei capitolul 5 pentru a cita cuvintele Domnului Iisus Hristos. Să știți că Scriptura e foarte legată, Noul Testament nu e altă Evanghelie, ci este o continuare normală, logică a Vechiului Testament. Matei 5, de la versetul 17, să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Deci iată ce e important, e original. Este mai veșnic decât sistemul solar. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția celor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția celor. De aceea, în ce privește Scriptura și putem spune autorii Scripturii care au fost profeți, apostoli, oameni ai Domnului, avem certitudine în ceea ce este scris. Să ne reamintim cum își începea Luca, capitolul 1, scrisoarea, cum își motiva adresa către Teofil. Luca 1 cu 1. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. După cum ni le-au încredințat, cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, deci nu la mâna a doua, și-au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale prealesurile Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănunt asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Să luăm și două exemple care ne arată nu doar originalul, ci și nevoia de a reveni la original. Iosia, regele care a căutat adevărul la Dumnezeu, a acceptat mesajul Cărții Sfinte și al prorocilor lui Dumnezeu. Citim despre el în a doua carte a împăraților, capitolul 23, de la versetul 21, unde scriitorul face o mențiune unică. 2 Împărați 23 cu versetul 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăsnuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, atenție, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acestea nu se prăsnuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda, ci abia în 18 an al împăratului Iosia s-au prăsnuit aceste Paște în cinstea Domnului Ierusalim. Versul 25. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Ce înseamnă a te întoarce din toată inima? Ascultați ce scrie mai departe. Întocmai după toată legea lui Moise. Deci a te întoarce la cuvânt. Evreii la revelația de pe Sinai, noi la adevărul care ne l-a adus Domnul Iisus Hristos. El a fost gata să facă potrivit cu cartea legii din care i s-a citit. Cum a putut să se întoarcă?
Citim din 2 Cronici, capitolul 34. Ce tărie îi trebuie un om ca să poată să accepte o asemenea reformă, mergând până la ceea ce este scris. 2 Cronici 34, citim de la versetul 1. Iosia avea 8 ani când a nus împărat. În versetul 3. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, deci avea 16 ani, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. Și au fost 4 ani de frământări. Și a dat seama că ceea ce este în jurul lui e tradiție idolatră, a început să le îndepărteze. Și spune în versetul 8, în al 8-lea cel al domniei lui, deci avea 26 de ani, după ce a curățit țara și casa, atunci a găsit cartea. Deci a fost o reformă mai întâi după căutările lui, după ceea ce în urma rugăciunii, a priceperii, a poate a vorbilor care le-au spus cei din jur, a zis, ne întoarcem la original. Dar n-avea originalul scris. Abia apoi l-au descoperit și a spus, stai că n-am reformat destul, abia de jumătate. Acum să coborâm la cota adevărată. Aici, de la versetul 14, subtitlul Găsirea cărții legii, scris cum mi s-a citit, cum s-a smerit, cum a trimis la prorocița Hulda, a primit de acolo mesajul și ce frumos este când și prorocii, ca și Scriptura, îndreaptă spre original. Spre ce, de fapt? Spre ceea ce place, spre ceea ce este voia Domnului. Doamne, ajută-ne și nouă. Un alt exemplu, mai puternic decât Iosia, nu că el n-a fost cu toată inima, dar n-a avut toate cărțele. Se pare că n-a găsit decât o copie a Deuteronomului. Ezra însă n-a avut altă pasiune decât să cerceteze. Iosia era împărat, Ezra era preot, era numit și de împărații Medo-Persiei, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor. Citim despre el în Ezra, capitolul 7, versetul 10. Observați dorința lui sinceră. Căci Ezra spusese inima să adâncească, să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Să studieze vor mulți, nu știu dacă să-și să împlinească și să învețe pe oameni așa cum este scris, să își sfâșie hainele, adică să-i doară în practica noastră, dacă nu primesc oamenii ceea ce este scris. Întoarcem la Neemia, capitolul 8, aici avem sărbătoarea corturilor, știți că era rânduită ca să citească legea odată la 7 ani în mod deosebit, când era și anul acela de nelucrare a pământului. Neemia 8, citim de la versetul 2, și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuite din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a 7. Ezra a citit în carte dimineața până la amiaz, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bătrânilor și femeilor, în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Toți interesați să vadă, să audă ce spune legea. Și acum vă citesc de la versetul 14, concret ce s-a întâmplat. Și-au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiul lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a 7-a. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Duceți-vă la munte, aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, de mirt, finic și alți copaci tufoși și faceți corturi și ascultați mențiunea. Cum este scris? Atunci poporul s-a adus ramuri, a făcut corturi pe acoperișurile caselor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poartele lui Efraim, pe unde au putut. Toată adunarea celor ce se întorsese din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost o foarte mare veselie.
Despre Iose, la rândul lui, este scris că a împlinit tot. Cum i-a zis Moise, tu te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, Deuteronom 18:13. Dar ceilalți au neglijat. Poate au fost mai comozi, mai mergem la pădure, aducem crengi, ținem sărbătoarea și fără cortul. Au citit în carte legile lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8-a, cum este poruncit. Deci atât că se poate. Lăsând tradiția la o parte și întorcându-ne peste sute de ani. Între Iosia și Ezra au fost aproape 1000 de ani. Dar dacă așa a fost scris, pentru că asta înseamnă original, s-au întors la ceea ce este scris. Să trecem la tradițional. Nu să trecem, să trecem să studiem. Doamne ferește, vrem să trecem invers, de la tradițional la original. Ce este tradiționalul? Păstrarea unei forme de gândire sau de manifestare fizică peste ani, peste generații. Asta în mod deosebit legat de evenimente din viață, ca naștere, căsătorie, moarte, evenimente sociale, diferite adunări sau victorii militare și orice alte ocazii care ocazionează în mintea și în practica oamenilor diverse activități. În general, tradiția conține și adevăr, dar adesea și eroare, mitologie și alte practici, unele direct păcătoase, altele doar așa în plus, vorba aceea, cum nu ajută nici nu strică, asta ca să te pui bine cu toți. Să observăm câteva situații prezentate în Biblie referitoare la obiceiuri. Vă amintiți de căsătoria lui Iacov? A vrut să o aibă pe Rahela. S-a trezit cu Lea și cu ce a motivat socrul său schimbarea? Așa e la noi obiceiul. Nu călcăm tradiția, nu ți-o pot da pe a doua, trebuie să o iei pe prima. Dar de ce nu mi-ai spus atunci? Nu știu dacă a fost obiceiul, poate, sau l-a fi făcut el. Sau cel puțin pentru el, i-a prins bine obiceiul. Luăm un alt caz, Cartea Judecători, capitolul 11, să ne amintim de juruința prepită a lui Iefta și de împlinirea ei dureroasă. Scrie aici de la versetul 9, după cele 2 luni de plâns a fecioriei ei în munți cu tovarășile ei, ea s-a întors și Iefta a împlinit juruința. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul. Deci iată cum se declanșează câte o tradiție. De la un eveniment mai special, că în toți anii fetele lui Israel se duc să prăsnuiască pe fica lui Iefta, galaditul, 4 zile pe an. Părerea mea că în anii următori s-au dus prietenele ei și chiar le-a durut pentru ea. Dar generații la rând, credeți că le-a mai durut sufletul de fica lui Iefta? S-au adunat și știu eu ce s-a mai întâmplat pe acolo. Dar a fost un punct de pornire pentru o lucrare tradițională. Mențiuni mai puternice avem în a doua carte a împăraților, capitolul 17. Aici Dumnezeu condamnă obiceiurile care, așa cum am citit de la început, din cuvintele Domnului Iisus, se suprapuneau peste original și aveau un conținut amestecat, dar cu accent majoritar de păcat. 2 Împărați 17, citim de la versetul 8. Dumnezeu condamnă evreii că au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul îi zgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiuri rânduite de împărații lui Israel. Deci, obiceiuri foarte stricate ale cananitilor, pentru care Dumnezeu îi și nimicise, dar și alte obiceiuri care nu erau chiar atât de păcătoase ca celelalte, dar nici sfinte nu erau. Citim tot aici versetul 19. Și chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel. Le erau mai la îndemână. Se practicau cu tot poporul.
Și tot de aici citim versetul 33 și 34 și vom vedea, și de altfel știm asta și în zilele noastre, toate popoarele cu obiceiurile lor, toate zonele cu tradițiile lor, de la îmbrăcăminte, la alimente, la dansuri, la vorbe, la multe, multe alte activități. 33 și 34. Astfel, acele popoare se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început. De la care început? De la începutul tradiției acelea, nu de la original. Nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date Domnul copilului Israel, pentru că era un amestec aici. Și Dumnezeu i-a pedepsit și, cum știți, la rând, pe evrei și pe alte popoare, i-a îndepărtat de la fața sa datorită îndepărtărilor de la original și acceptării tradiționalului. Aș mai aminti doar un verset din Evanghelie, Ioan capitolul 19, ca să fac referire la ceva din zilele noastre, 19:40, vorba de înmormântarea Domnului Iisus, au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Spuneam că tradițiile au în parte adevăr, în parte eroare. Deci sunt obiceiuri, de exemplu, la mormântare. Dar sunt obiceiuri care nu sunt vinovate în sine. De exemplu, a pune mortul în niște haine curate, l-a acoperi cu o perdea sau ce se face acolo, e un obicei care se practică la noi, e sicriu, în alte părți doar îl învelește și îl pune fără sicriu. Parte din obicei ce nu-i păcătos. Evident că nu-i vinovat dacă nu intră în contradicție cu originalul. Dar multe alte aspecte ce au loc la mormântare, unele intră în conflict cu originalul. Vom fi noi în stare să știm ceea ce corespunde principiilor sfinte și ceea ce nu corespunde? Am mai văzut eu și creștini de-a noștri care aruncă un bănuț sau o bucățică de pământ peste mort, sau că răstoarne scaunele când iese sicriul din casă, nu le știu că nu-s născut ortodox, dar mai zărit și eu așa pe aici pe acolo. Și dacă i-ai întreba ce-i cu asta, oarecum se ascunde acolo uneori o teamă. Am mai citit puțin așa, de exemplu, de unde a pornit ideea cu doliu și cu toată teama de stafii și așa mai departe. Deci, în general, să nu facem lucruri doar în virtutea faptului că se fac, că am văzut, să cercetăm. Nu trebuie prin aceasta vorba apostolului să ieșim din lume. Cum spuneau, l-au pus pe Domnul într-o pânză curată, au pus mirodenii, dar tot despre Domnul am citit că nu s-a supus, nici n-a cerut ucenicilor săi să se supună tuturor obiceiurilor din vremea sa. În primul rând, pentru că unele intrau în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu, iar altele, pentru că sunt un tribut care nu merită să fie plătit, cum spune Pavel în Roman 14, să nu ne osândim singuri. Tot despre tradiții spun că o practică greșită nu devine corectă prin perpetuarea ei. Deci faptul că 10 generații la rând au procedat la fel, nu face cu nimic mai sfânt. În limbajul unei țări s-ar putea să intre un cuvânt incorrect și cu vremea lingviștii, filologii să-l accepte în dicționar, că s-a încetățenit. Dar la Dumnezeu nu este așa. Că așa suntem noi și n-are decât să ne accepte pentru că noi așa am primit.
Dumnezeu a condamnat generații la rând de obiceiurile vinovate și le-a spus evreilor, nu vă luați după obiceiurile neamurilor. Citim în cartea Ezechiel, capitolul 20, o problemă pe care o vei aminti și în exemple. Aici a fost centru de greutate al obiceiurilor din Israel, 20, Ezechiel, versetul, citim de la versetul 18. Atunci am zis fiilor lor în pustie, nu vă luați după rânduielile părinților voștri. Nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolul lor. Eu sunt Domnul, umblați în tocmai după rânduielile mele. Versetul 28. Și anume când a dus în țara pe care jurasem că le-o voi da și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt, spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, deși era interzis. Dar de ce le-au zis acolo? Așa practicau și alții. Acolo și-au adus daruri de mâncare care mămâniau, acolo și-au ars miresmele cu miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. Eu am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea le s-a dat, nu le înălțim până în ziua de azi. Înălțimile acestea în vremea noastră sunt serbări de sfârșit de an, calendaristic de sfârșit de an școlar, ocazionate de zile de naștere, zile onomastice. Și cum spuneam, nunți, înmormântări și așa mai departe, foarte multe practici vinovate, majorat și altele. Și nu știu cum se face că astea au efect foarte puternic. Că așa fac și colegii, așa fac și alții. Niște băieți au zis, i-am întrebat cândva, unde a fost? A zis, la o pizza, că cu tare am plinit 18 ani. Zice, da, n-avem voie să mâncăm o pizza. Zic, e prea puțin o pizza, puteți mânca 10 pe an. Dar spuneți și mie de ce exact atunci. Și după aceea nu mai aveți voie până la anul. Dar cine nu vă lasă între timp? Luați o zi când vreți și spuneți, astăzi, în cinstea Domnului, stăm înaintea Domnului, aducem o zi de mulțumire. Ai libertate. Dar nu știu cum se face, că astfel de libertăți care sunt în acord cu principiile sfinte, nu ne luăm, dar dacă așa este obiceiul în lume, că deja s-a încetățenit. Apropo, știți că în Biblie, cartea aceasta s-a încheiat la anul 100, după Domnul Iisus Hristos, nu sunt decât trei referiri la serbarea zilei de naștere. Toate în dreptul regilor. Pentru că numai regii serbau zia, fiindcă erau considerați zei. Abia din Evul Mediu, începând de la germani, s-a trecut la serbarea zilei de naștere pentru tot poporul. Asta înseamnă tradiție. Ceva ce se perpetuează de la o generație la alta, dar care intră în conflict cu scripturile, cuvântul Dumnezeu și n-a pornit de la sfinți. Aș vrea să nu aici două exemple, așa pe scurt. Calea lui Ieroboam este o expresie a vinovăției împăraților zeri, chiar au regat întreg. Citesc 2 regi, 10 cu 31. Aici este scris despre Iehu. În multe locuri apare scris calea lui Roboam, dar mi-a plăcut versetul ăsta că exprimă ceva interesant de observat. Totuși, Iehu n-a luat seama să umbli din toată inima lui în legea Domnului, Dumnezeului Israel, cum am citit de exemplu despre Iosia, și nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Deci nu s-a pus inima să caute ce-i scris. A îndepărtat, cum știți, toată idolatria venită prin Ahab și Izabela. Asta transferat la noi, știți cum ar fi? Să dai afară tot ce a intrat după Revoluție din Occident, dar să lași cei din spațiul românesc de 100, de 200 de ani, de 300-400. Cam așa a făcut el. Și celălalt exemplu e tot din vremea regilor, înălțimile păstrate de cananiți. Ce erau acestea? Obiceiuri lipsite de evlavie. Vreau să observați, întoarceți pagina aceea aproape, este ceva foarte interesant. În capitolul 14, versetul 3 și 4. Acest verset surprinde diferența dintre original și tradițional. 14 cu 3. El, Amația, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, și a lucrat în totul ca tatăl său Ioas. Deci n-a fost original ca David, a fost tradițional. Cum a făcut tata? Tatăl său nu era rău de tot. Așa. Vorba cuiva. Aproape cum se cade.
Dar n-a vrut să se întoarcă la David. Așa au făcut și tata și tata a fost pocăit. Dacă tata a făcut așa, să fac și eu. Asta înseamnă tradițional. Și tradiția s-a dus mai departe, citim generația următoare, 15 cu 34. Azaria a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Asta e de la părinți. Numai averea trebuie să moștenească la părinți, nu și tradiția care nu e după Biblie. Numai că înălțimile nu le-a stricat, că astea erau tradiție. Deși Dumnezeu le-a condamnat totdeauna. Poporul tot mucea jerfe și tămâie pe înălțim. Nu era ușor să le strice, nu vreau să o sândesc numai pe împărat. Că poporul îi plăcea pe înălțim și nu era cu vot democratic acum, dar oricum conta părerea poporului. Să încheiem afirmând că o analiză de fond pentru a deosebi originalul de tradițional trebuie să facă referiri la început. La autoritatea care coordonează o lucrare și la conținutul acelei lucrări. Deci trebuie examinată o lucrare. Ce are bun în ea? De când a început? Dacă nu va intra în conflict cu Scriptura, dacă e bună, o duce mai departe, dacă nu, să nu mai dăm la copiilor noștri ceea ce, fără acte, ilegal, nelegitim, ne-au dat înaintașii noștri. Că vorba lui Nicolae Iorga, țara nu-i a noastră și o lăsăm de moștenire copiilor noștri, ci am împrumutat-o de la generația următoare. De aceea trebuie să le-o și dăm. Dar să le-o dăm așa cum am primit-o de la Dumnezeu, că de fapt El e adevăratul stăpân. Amin? Aici vă citesc Exod capitolul 12. Și bine ar fi copiii noștri să ne ia la rost, ca să nu le putem transmite mai departe ce nu-i bun. 12 cu 25. Când veți intra în țara pe care v-a dat Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce înseamnă obiceiul acesta? Deci să dăm posibilitatea copiilor să întrebe și noi să ne explicăm nouă și lor de ce perpetuăm o practică. Și să răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copilului Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat, s-a închinat până la pământ. Și copilul Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron, așa au făcut. Părinții au documentat și a spus practica să continue. Dar altfel, cum zice în Ieremia 10, nu vă temeți de obiceiurile neamurilor și de Dumnezeilor. Sunt ca o sperietoare într-un ogor. Nu sunt în stare să facă nici bine, nici rău. Nu ne pot afecta cei din lumea spirituală. În fața oamenilor vom avea anumite reticențe sau chiar împotriviri mai puternici. Dar va fi Domnul de partea noastră dacă vom fi noi de partea Lui. Și închei cu un citat care e bun în multe privințe, dar potrivește și la subiectul nostru, Ieremia 17. Vreau să rămân accentul aici, să vedem de fapt ce înseamnă original, ce înseamnă tradițional. Original înseamnă să recunoști autoritatea lui Dumnezeu. Tradițional înseamnă să te încrezi în oameni și să-i respecti pe ei. Și noi alegem. În cine ne încredem? Te încrezi în Dumnezeu? Optezi pentru original. Îi dai cinste? Te întorci la original. Vrei să te pui bine cu oamenii? Respecti tradiția. Ieremia 17, citim de la versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar de ce faci așa? Și-a făcut și altul. Tu te încrezi în el? Care se sprijinește până muritor și-și abate inima de la Domnul. Ne ținând cont de original. Este ca un nenorocit în pustie, nu vede veni în fericire. Locuiește în locuri arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Și acum opțiunea recomandată, originalul. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Domnul, el este ca un pom sădit lângă apă, cerșindind rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Ca să dau un exemplu. Dacă am fi practicat sărbătorile comuniștilor, știți că erau tare cu 23 august și cu altele ale lor, te pui bine până să iei la conducere. S-a schimbat vremea, gata, alte sărbători sunt
mai valabile. S-a schimbat tricolorul, imnul, scuzați că era înainte cu tricolorul, imnul de stat, s-a trecut pe alte versuri pentru că s-a schimbat regimul. Tradițiile te pun bine cu oamenii, dar dacă păstrezi originalul, toate stăpânirile viacul acestora trec și când vine Domnul, noi cum suntem? La zi, adică în voia Lui. Doamne, ajută-ne! Pentru că Dumnezeu este Alfa și Omega. Păstrăm pe Alfa, te întâlnești bine cu Omega. Doamne, ajută-ne! Amin.